Doamnelor și domnilor, urmăriți Rezumat Economic, emisiunea în care vă arătăm și vă explicăm unde, când și ce se întâmplă în economie. Sunt Ramona Vaida, începem cu prima rubrică a emisiunii, Sinteza știrilor care contează. Iată principalele știri economice naționale din săptămâna care tocmai a trecut. Dările la stat nu sunt boli, dar sunt obligatorii. Ironic sau nu, ministrul delegat pentru buget îi sfătuiește pe români să nu privească impozitele și taxele ca pe niște boli, chiar dacă unii dintre aceștia sunt nevoiți să dea mai bine de jumătate din salariul la stat, ce să le privească precum niște soluții obligatorii pentru sănătatea companiilor și a mediului de afaceri. Guvernul dorește inversarea raportului dintre forța de muncă activă și pensionari. Până la sfârșitul acestui an, numărul salariaților cu contracte de muncă va fi egal cu cel al beneficiarilor de pensii, a declarat premierul Victor Ponta. În același timp, acesta a afirmat că obiectivul fundamental al guvernului este acela de a inversa raportul dintre forța de muncă activă și pensionari. Programul Prima Mașină a fost aprobat de guvern. Prin acest program, executivul s-a angajat să acorde creditul bancar contractat pentru cumpărarea unui nou autoturism. Economia României este foarte reglementată. Reprezentanții Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare sunt de părere că economiile reglementate au tendința de a crește mult mai încet, iar România are o economie foarte reglementată. Cea mai mare rată anuală a inflației din UE s-a înregistrat în România. În luna septembrie 2014, România a fost țara cu cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, 1,8%, în condițiile în care în Uniune rata inflației din luna septembrie a fost de 0,4%, iar în zona euro de 0,3%. Continuăm acum cu știrile economice internaționale. Certuri la nivel înalt pe subiectul resuscitării economiei europene. Problemele și certurile apar și la case mai mari. Cei mai puternici bancheri ai Europei au ajuns să se certe tocmai din cauza soluțiilor de resuscitare a economiei europene. Dăm cu subsemnatul pentru combaterea evaziunii fiscale. Ministrii de Finanțe au încheiat recent un acord pentru combaterea evaziunii fiscale. Mai exact, acest acord extinde o lege cunoscută ca Directiva pentru Cooperare Administrativă, potrivit căreia statele membre vor face schimb de informație care se referă la veniturile obținute la locul de muncă. Putin pierde prețul mare al aurului negru. Odată ce prețul petrolului la nivel mondial a scăzut și Rusia va fi nevoită să mai taie din prețuri, ceea ce înseamnă o adevărată pierdere. Vladimir Putin își pierde cel mai apropiat aliat, deoarece petrolul a fost elementul cheie care l-a ținut la putere de-a lungul anilor. Germania ar putea ajuta economia din zona euro. Dacă germanii vor afla pe propria lor piele ce înseamnă suferința cu care s-au confruntat alte state din zona euro, s-ar putea ca acest lucru să fie binevenit pentru restul Europei. Intrarea în recesiune ar putea determina Germania să renunțe la opoziția rigidă față de stimularea creșterii economice. Vă aducem în atenție acum știrea care a prezentat breaking news-ul săptămânii trecute. În România s-a inventat TVA-ul suficient. Ministrul Economiei Constantin Niță a afirmat că un nivel de 19 sau 20% pe taxa pe valoare adăugată este suficient pentru români și că cea actuală nici nu este atât de mare în comparație cu alte state. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că zilnic găsiți știrile economico-financiare ale momentului, precum și detalii despre toate știrile pe care deja vi le-am prezentat, pe pagina web spiceprofit.ro.
Acum a venit momentul să înțelegem care este mersul economiei. Vom continua emisiunea cu intervenția colegei mele, Alexandra Roșu. Alexandra, cum s-a încheiat această săptămână din punct de vedere economico-financiar? A fost realmente interesant să aflăm că în țara noastră dările la stat sunt obligatorii și că s-a inventat TVA-ul suficient. În rest, tensiuni la nivelul zonei euro, iar prețul petrolului scade pe plan internațional, dar la noi lucrurile rămân neschimbate, cel puțin pentru moment. În rest, economia face bine, deși pe plan internațional tensiunile sunt reale și tot mai vizibile. Alexandra, ce subiect vei dezbate astăzi în emisiune? Tema emisiunii de astăzi. Statul dorește ca pensionarul de astăzi să fie salariatul de mâine. O să avem ca și invitat în platou Rezumat Economic pe doamna Luminița Nemes, inspector șef în cadrul ITM Sălaj. Vom dezbate imediat această temă interesantă. Îți mulțumesc foarte mult, Ramona! Mulțumesc și eu, Alexandra! Doamnelor și domnilor, ne vedem săptămâna viitoare cu sinteza știrilor naționale și internaționale care contează. Rămâneți alături de noi, urmează a doua rubrică, Sensul și impactul știrilor în viața românilor. Toate cele bune! Vom începe a doua rubrică a emisiunii prin a adresa doamnei Luminița Nemes, inspector șef în cadrul ITM Sălaj, cele două întrebări, capcană zic eu, pe care le-am ales din această săptămână. Prima știre, doamna Nemes, vine de pe plan național. Dările la stat nu sunt boli, dar sunt obligatorii. Cel puțin asta a spus ministrul delegat pentru buget. Cum comentați această poziție a ministrului? Sunt dările la stat, sunt până la urmă baza bugetului, sunt obligația angajatorilor și nu cred că există o, momentan cel puțin, o altă variantă. Sigur că fără ele, totuși bugetul de stat cum ar putea exista și cum ar putea susține inclusiv sistemul de pensii. Sigur, sistemul de asigurări sociale, sistemul de pensii, inclusiv sistemul de pensii. Dar credeți că era nevoie să ne aduc aminte că sunt obligatorii, cel puțin acum, înainte de campania electorală, cel puțin? Nu era necesar și eu cred că este, fiecare angajator își cunoaște obligațiile către bugetul de stat. Sigur, probabil că printre acești mulți angajatori pe care avem sunt și angajatori care uită de aceste dări la stat. Însă marea majoritate își respectă aceste dări și din nefericire ei intră într-o concurență neloială oarecum cu cei care încearcă să eludeze legea și să facă de așa manieră încât aceste dări să nu ajungă în buzunarul statului. Eu cred că pe ansamblu lucrurile se cunosc, așa cum spunea și dumneavoastră. Absolut. Ceea ce se cunoaște vine și din a doua știre, știrea internațională, și anume că există cert și tensiuni la nivelul resuscitării zonei euro. De ce credeți că tot mai frecvent apar astfel de ieșiri la rampă a unor analiști economici și de ce nu și a reprezentanților de la nivel comunitar? Din nefericire, tensiunile sigur că se accentuează și probabil țările care sunt țări puternice, puternic dezvoltate, vor să-și mențină poziția, poziția de lider. Normal, celelalte țări care, sigur, în contextul acestui tot, au, hai să spun, de suferit oarecum, vor simți repercursiunile acestor tensiuni, pentru că ori sau din totdeauna liderul a fost lider, ei își vor menține puterea economică, puterea financiară, iar sigur pe seama țărilor cu probleme financiare, a țărilor care actualmente au din păcate de suferit. Da, trendul este că toată lumea se aliniază, dar nu toți beneficiază. Nu toți beneficiază, într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile noastre și noi să trecem la a treia rubrică, porția din farfurie versus mersul din economie.
O să continuăm în cea de-a treia rubrică, doamna Nemes, și ajungem la tema noastră, extrem de importantă. Am rămas de-a dreptul, cum să zic, uimită de ceea ce am aflat, și anume statul dorește ca pensionarul de astăzi să fie salariatul de mâine. O să începem cu prima întrebare. Săptămâna trecută, premierul Victor Ponta a afirmat într-o emisiune televizată că la sfârșitul acestui an numărul salariaților arată că contractele de muncă, cel puțin din evidența domnilor lor, vor fi egale cu numărul beneficiarilor de pensii. Astfel, obiectivul fundamental al guvernului se pare că va fi acela de a inversa raportul dintre forța de muncă activă și pensionari. Cum credeți dumneavoastră că va fi posibil acest lucru și dacă va fi posibil până la urmă? Având în vedere situația actuală și văzând situația de pe piața muncii, sigur, o egalizare a numărului de pensionari cu populația activă poate să existe la un moment dat, într-adevăr, să fie egal. Asta nu înseamnă că soluționează sustenabilitatea bugetului, inclusiv a sistemului de pensii. Nici de cum. Pot să spun că este puțin probabil ca în scurt timp acest raport de forță să se modifice, adică partea activă, deci partea de angajați să fie mult mai mare decât pensionarii. Pentru că uitați-vă la sistemul demografic, uitați-vă la trendul negativ al natalității, care nu cred că se va opri aici la îmbătrânirea populației, și atunci nu cred că se poate discuta despre o schimbare, cel puțin într-o perioadă foarte scurtă, de o schimbare a acestui raport de forță. Dar în condițiile în care tinerii pleacă, de obicei, forța de muncă activă pleacă în străinătate, din păcate, la această migrație, este o soluție ca să îi reinserăm pe pensionarii în câmpul muncii? Să reinserăm pensionarii în câmpul muncii, să zic că ar fi o soluție, dar ar fi o soluție de completare a integrării persoanelor tinere în câmpul muncii, de scăderea ratei a șomajului în rândul persoanelor tinere. Deci nici de cum să aducem pensionarii din nou la servici. Sigur, este binevenit, dar în primul rând trebuie să acordăm o atenție sporită tinerilor. Tinerilor care, din păcate, pleacă în țările Uniunii Europene, bine, în au statele și de ce membre, adică probabil sunt motivați acolo unde ajung, fapt pentru care nu se reîntorc la piața muncii din România. Și atunci piața muncii din România va fi susținută de acești oameni în vârstă care, în ce măsură își vor desfășura activitatea și până când? Nici de cum nu vor fi ei cei care vor susține sistemul de pensii. Analiștii pieței muncii spun un lucru îngrijorător, și anume, după ce o viață ai cotizat în sistemul de stat, acum vrei să-ți iei pensia. Ei bine, s-ar putea să nu-ți o mai iei nici pe asta și trebuie să te întorci din nou la servici. Din acest punct de vedere, cum credeți că se vede viitorul pentru România? Din acest punct de vedere, nu cred că este tocmai o fericire pentru o persoană vârstnică, o persoană care a ajuns în situația de a beneficia de deschiderea drepturilor de pensie. Uitați, sunt aceste pensii anticipate, pensii anticipate parțial, care sunt și aceste forme de protecție socială a celor care au desfășurat o activitate. Mai mult decât atât, aceste persoane, ca să beneficieze de pensie anticipată și pensie anticipată parțial, este nevoie să aibă un stagiu complet de cotizare. Ori să vorbim despre un număr redus al pensiilor anticipate, da, sigur, pentru că pensionările anticipate sunt descurajate tocmai datorită acelor penalități pentru fiecare lună, aplicate pentru fiecare lună de anticipare.
și care, din punctul meu de vedere, nu cred că este un lucru normal pentru o persoană care a desfășurat, dau un exemplu, un bărbat care a desfășurat 35 de ani de activitate, iar în momentul în care solicită la 60 de ani să își deschidă drepturile de pensie, să fie penalizat pentru fiecare lună de anticipare. Și vreau să vă mai întreb ceva, doamna Nemes. Dacă acum ar putea fi cazul în care, nu știu, peste un an sau peste doi, pensionarii nu și-ar mai putea lua pensiile. Dăm un exemplu ipotetic. Bine, pentru ei timpul este acum, timpul, să zic, în orizontul de timp apropiat. Dar pentru cei tineri care sunt acum în câmpul muncii și au 30-35 de ani, există vreo șansă ca ei peste încă 30 de ani să-și ia pensiile? Față de momentul actual al acestei migrații a populației tinere, șansele sunt tot mai reduse, având în vedere că majoritatea tinerilor care într-adevăr și-au format într-o țară din Uniunea Europeană sau oriunde în lume și-au format un statut sau au deja un statut, puțin probabil să se reîntoarcă și să înceapă de la început. Pentru asta trebuie să fie motivați, să aibă de ce să se întoarcă și abia atunci am putea vorbi despre acest sistem de pensii pentru ei, pentru acei care acum au 30 de ani. În urmă cu câteva luni, doamna Mariana Grappini spunea că tinerii de acum ar trebui să se gândească serios în a-și face o pensie privată. Ar fi oportun să se întâmple așa, deși mulți nu au cum, pentru că nu au cu ce să-și o facă. Așa este. Credeți că ar fi aceasta într-adevăr o soluție pentru tinerii din România? Pentru tinerii din România, această pensie privată este actualmente o problemă, tocmai datorită faptului că piața muncii nu oferă, sigur, o salarizare la nivelul la care poate mulți dintre ei ar putea să-și facă acea pensie privată. Probabil există și alte priorități în viața lor și poate că mulți dintre ei nici nu pun problema acum la vârsta asta a unei pensii private. Se gândesc că având un contract de muncă activ în acest moment, este suficient ca acel contract să le asigure punctajul și pentru o pensie și o bătrânețe liniștită. Este bine că avem o strategie națională pentru ocuparea forței de muncă. Este vorba de strategia pentru 2014-2020. Această strategie, după cum știți și noastră, își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită în România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani. Cum credeți că va fi posibil acest lucru, doamna Nemes, și în condițiile în care locurile de muncă nu apar în același ritm cu nevoile reale din țara noastră? Da, din păcate nici locurile de muncă, dar în același timp asistăm la abandon școlar. Avem probleme la nivel de educație, avem probleme la inserarea tinerilor pe piața muncii. Sigur, dar ar trebui să începem cu educația, să începem cu calitatea învățământului, pentru ca pe viitor să avem acei oameni pe care să ne putem baza și pe care să îi cuprindem pe piața muncii. De asemenea, din punct de vedere economic, ar trebui acele ramuri ale economiei care, într-adevăr, este nevoie să se dezvolte, să fie sprijinite prin programe naționale, prin diverse politici prin care să li se dea șansa să se dezvolte și să susțină sistemul și bugetul statului. Totodată, este vorba de fiscalitatea pe forța de muncă. Fiscalitatea pe forța de muncă aduce o presiune asupra actualilor angajatori, pentru că vorbesc la momentul actual. Angajatorii corecți, adică angajatorii care nu uzează de forța de muncă la negru. Absolut, sigur, forța de muncă utilizată la negru este acel segment cu care cred că fiecare guvern al acestei țări
a avut de a face, s-a luptat cu el și este, și este greu acolo, de practic. A fi controlat. Foarte greu de a fi controlat. Este acel segment care, din păcate, nu ajută bugetul de stat, nu ajută bugetul de pensii, folosește forța de muncă, o folosește zilnic și absolut tot rezultatul este folosit numai în interesul propriu, din nefericire. Pentru că ați adus în discuție câteva probleme, bine, ele sunt mult mai multe ale situației regăsite pe piața muncii din România, o să trecem în revistă doar câteva. Scăderea continuă a populației totale a României. În perioada 2000-2012, populația totală a scăzut cu peste 1 milion de persoane, ceea ce reprezintă o pierdere cam de 5 puncte procentuale. Da. Apoi, creșterea explozivă a numărului de migranți pentru muncă după aderarea la Uniunea exact. Europeană. Apoi, ponderea ridicată a populației în mediul rural, cu acces limitat la oportunități de ocupare și chiar de formare profesională. Modificări structurale și de volum ale resurselor de muncă, nefavorabile atingerii obiectivelor strategice ale României. Ce efecte produc asemenea măsuri, doamna Nemes, la nivel statal și implicit în economie? Toate aceste aspecte care, din nefericire, le vedem și le trăim în fiecare zi, sunt cele care influențează piața muncii, influențează bugetul de stat, implicit pe beneficiarii bugetului de pensii. Sigur că toată partea de populație activă care, hai să spunem, egalează numărul pensionarilor despre care discutam adineori, nu este suficient ca să susțină acest buget al statului. Mai mult decât atât, sigur, scăderea natalității, celelalte aspecte pe care le-ați precizat, adineori nu fac decât să compromită situația oarecum al pensionarilor actuali. Și să tragă niște sisteme, al bugetului, pentru că vorbim de pensionari, vorbim cu tot atât de bine, putem vorbi despre sănătate, putem vorbi despre educație. Sunt domenii care, din păcate, suferă din cauza acestor aspecte care se agravează pe zi ce o trece. E de asta din cauza faptului că nu avem niște pârghiși, niște sisteme strategice, strategice și predictibile absolut. Până la urmă pentru noi. Am vorbit despre România, o să trecem pentru cei care ne vizionează și la ceea ce se întâmplă la ora actuală în Europa. Dezideratul european în materie de ocupare stabilit prin strategia Europa 2020, așa cum știți și dumneavoastră, este acela ca Europa să crească inteligent, durabil și favorabil incluziunii și să găsească mijloace pentru a crea noi locuri de muncă. În acest timp, modelul României, acum, de creștere economică pentru perioada 2000-2012 și se presupune că și în continuare, pentru că nu am văzut schimbări, s-a bazat mai mult pe consum intern și nu pe ocupare. Criza economică din ultimii ani au pus în evidență vulnerabilitatea sistemului nostru. Cum credeți că ar putea fi recuperat până la urmă timpul pierdut? Timpul, din păcate, lucrează în defavoarea noastră, dar, sigur, crearea de locuri de muncă, pentru asta avem nevoie și, uitați, ne ducem cu gândul la acea reducere a CASE-ului, da? Nu știu sau ar fi bine de văzut dacă această măsură se va concretiza până la urmă în crearea de locuri de muncă. Sau avem angajatori care beneficiază de convenții cu statul pentru angajarea șomerilor peste 45 de ani sau a absolvenților de învățământ superior, de exemplu. Vreau să îmi pun și eu o întrebare. De ce acești angajatori, din moment ce pe parcursul unui an au beneficiat de această convenție, nu au făcut ceva
pentru cei din jurul lor. Adică ei nu au plătit salariu pentru acel om, au beneficiat de la stat timp de un an de zile. Mă întreb, pentru această facilitate puteau să își dezvolte activitatea, să mai creeze un loc de muncă, să se dezvolte în ceea ce privește o altă activitate. Din păcate, nu avem la nivel de agricultură. O avem o agricultură de subzistență. Important e că o avem și așa. Exact. Este segmentul pe care îl găsim în rural. Acești oameni care îi regăsim acolo, cât se lucrează și cât se dă, cât se investește pentru acești oameni ca ei să participe sau să aibă acces pe piața muncii. Cu siguranță, printr-o reconversie. Mult prea puțin. Mult prea puțin, din păcate. Ultima întrebare, foarte pe scurt. Care considerați că ar fi câteva soluții de management pentru a îmbunătăți piața muncii din România? Pentru a îmbunătăți piața muncii din România trebuie să începem cu educația, așa cum spuneam adineori. Să începem cu începutul. Exact. Să avem un învățământ de calitate. Un învățământ care să-mi pregătească oamenii pentru domeniile de activitate pe care le am pe piața muncii, dar să stopez abandonul școlar. De asemenea, piața muncii să fie deschisă în primul rând pentru oamenii tineri. Și din punct de vedere managerial? Apoi, trebuie să am o economie, o ramură economică dezvoltată, deci o industrie cu toate activitățile bine poziționate și dezvoltate de-a lungul deci în această societate. Absolut că ar fi apoi nevoie de programe antreprenoriale pentru tineri. Ar fi nevoie de creșterea productivității muncii. Sigur, tot cu participarea tinerilor care, din păcate, în acest moment constatăm că nu îi avem în țară. Ca să și ne cu ajute participarea pentru... tinerilor, dar și cu participarea mediului privat, exact. Dar și cu participarea agenților statului. Exact. Doamna Lumința Nemes, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră la emisiune. Din păcate, timpul nostru s-a apropiat de sfârșit, dar cu siguranță găsim și alte oportunități să aducem în atenția celor care ne privesc multe informații cu privire la piața muncii, care ne privește pe toți până la urmă, fie că vrem sau că nu vrem. Punem punct aceste emisiuni. Sunt Alexandra Roșu și nu uita că economia merge de la sine. Secretul e să-ți dai seama cum te afectează pe tine, adică în rău sau în bine. Pe curând! Boom, 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 boom.